După părerea mea, Statele Unite sunt în stare să păstreze în cei 200 de ani care vor urma, să păstreze un fel de egemonie a lumii. Vor reuși. Și în sensul ăsta suntem satisfăcuți, nu? Că, mai rămâne, chiar mai rămâne, dacă nu iubești pe America, da? Mai rămâne să ne spuneți ce facem cu rușii. Rușii nu există. S-a terminat cu ei. Nu! Dar nu există! Nu există ce... Putin este un... e un clown. Nu mai au nicio putere rușii. Dar nu au nici din punct de vedere genetic, asta cum se cheamă, populație, din punct de vedere, zi pe nume, demografic. Demografic, nu mai au. Sunt într-un declin sever. Da. Rusia nu mai e demografic, este foarte slabă. Adică în imensitatea care merge de la Vistula până la Vladivostok, nu sunt decât vreo 50 de milioane de ruși, tot restul sunt de toate, sunt tătari, sunt... tamul, sunt dracu și ce sunt, dar rusul nu mai este până pe propria sa țară care se numește Rusia. Așa că Putin poate să facă el pe maimuțul, dar el nu este și pentru noi în orice caz nu mai este nicio teamă, că din momentul când îți vine un cât de mic drapel american pus undeva la noi cu un avion, cu Rusia, poți să spui că ești liniștit. Nu mai mișcă nimeni acolo unde este plantat un drapel american. Americanii sunt stăpâni pe planetă, e clar. În fine, asta e părerea lui Moșneagul Giuvara. Da? Dacă vin rușii aici, primul lucru un pic de lărie acum. Cum? Un pic de lărie acum, nici l-a spus. Dacă vin aici. Mi-am mai jură. Da. Domnul Liceanu spune că dacă vin rușii aici, primul lucru pe care o să-l facă, o să închidă librăria Comunitas. Nu mai vin rușii până aici, cât o trăi, nu Neagu Giuvara, dar strănepoții lui Neagu Giuvara. Nu mai mișcă rușii cât o trăi. Sunt 50 de milioane în imensitatea de la Niemenci până la Vladivostok. Și tot restul sunt tot felul de liște, sunt tătari, sunt tamuli, sunt toate. Nu mai există Rusie. E o viziune. Bine, Putin poate să facă pe nebunul și are, își face și filme de propagandă care sunt interesante. Îl vezi că e un tip foarte sportiv, că face singur sport de nu știu ce, de putere, care mușchi, că Da, în fine, e un ca putere Rusia, nu mai este o țară puternică. Decât că are petrol și are gaze pe care le vinde scump, dar asta este un lucru foarte trecător. Și poporul rus nu mai reprezintă un pericol, vezi, mă ajutați pentru noi, din momentul ce avem un mic drapel american plantat pe undeva, pe în Dobrogea, s-a terminat, nu mai ne atacă nimeni. Domnul Ciu, m-am așezat. Perfect. Am liniștit. Da. Vreau să vă citesc.